nu știu, cred. Nu, frate, eu ți-am zis că am simțit că femeia mea, gen, oricare ar fi, am neapărat Andra, își îndreaptă ochii spre alt bărbat, du-te. Asta e, ai simțit ceva? Nu cred. Nu am simțit deocamdată, nu am simțit. Și atunci? Dacă am simțit, du-te, gen, nu am nimic de pierdut. De ce să pierd cineva care suită după altcineva asta? Nu e o pierdere, știi? Ea mă pierde pe mine. Normal. Știi vorba aia, că în viață doar moartea și taxele sunt. Știi cum e, dacă e să fie... Sunt cum? Sigure, știi că ce zic. Dacă e să fie pentru tine, o să fie, dacă nu. Da, frate, normal. E timp, sunteți la început. De-abia acum începe treaba. La început de o lună. Eu cu Paula și cu Mihai suntem la început. Păi, da. Să vedem ce se dezvoltă. Mihai, surpriza aia astăzi? Acum, acum, du-l la cameră. Ia, fiți orientat. Băi, fiți, vorbeai de timp, care ești? Super grăbit. Zice că facem niște tot. Mai lasă-ne cu timp. Zici tu, dar nu mai vreau să fiu. Tu ești super grăbit în tot. Faci Caterinca. Paula, ai zis despre mine că n-am făcut nimic? Sau ce ai zis? Nu, am zis că tu, la sfaturi, gen, i-ai dat lui Bogdan sfat, că cu timp, cu astea, că răbdare, că nu știu ce, sau cel puțin. N-ai înțeles, dar ei sunt împreună și... deja, măi, Paula. Ce nu și înțeleg? Tu ești super grăbit, da? În toate. Nu, nu. N-ai înțeles. Se pare că iar nu înțelegi, Paula. Ei, nu. Ei sunt, dar împreună, draga mea, au început relația. Bine, ce nu înțelegi? Dar lasă tu. Ai, mă, Paula. Dar și tu ești grăbit în toate. Nu sunt. Tu m-ați înțeles. Ba, era grăbit la cameră, să ceară vreo să vorbească. Chiar mai devreme am cerut ca camerei să am o discuție privată cu tine, pentru că vreau să discutăm, să te cunosc mai bine, să am niște întrebări frumoase. Mamă, păi până acum voie pe Andrei, au voie pe Iasca, au voie pe Nuciucare, acum iar ai revenit la mine. Am zis că vreau o discuție cu tine, n-am zis că te vreau pe tine. E diferență, Paula, înțelegi? Era o discuție amicală, să ne cunoaștem mai bine ca oameni. Eu aș fi vrut să mă duc în casa băieților să am o discuție cu tine. Uite, gând la gând, cu bucurie. Da, pe cuvânt, chiar am, uite, întreabă. Înainte să-mi zici tu de treaba asta cu sfaturile, am la cameră. Băieții, stai aici, Marta. Vezi? Da, e o chestie interesantă. O să vezi. Chiar hai, să gândim la fel. E, telepatia asta. Mă bucur că e un început. Dar vreau să te relaxezi și să nu mai ai idei preconcepute, asta am zis. Sunt relaxată. Să nu mai, că nu mă cunoști foarte bine, să-mi zici că mă grăbesc, că înainte, înapoi. Nu. Eu ți-am spus pe față ce simt. Te-a dat și pe tine și pe Mihai, ca să văd pe amândoi. Ce frumos. Da. După aia e liber și Mihai. Chiar romantic. După aia te iau și eu la un interviu. Paula, dai ceva. Te iau la un interviu. Cum? Nu mai aud, s-a întrerupt. Și știi de unde, părerea mea, de unde a tras ea concluzia? Yeah. Dacă ți-aduci aminte, ai spus tu într-o gală, parcă, că nu te vezi potrivit, da, cu ea. Da, la gală. Dacă gândești așa, poate și-a schimbat gândirea. Poate la asta s-a referit când am spus că ești grăbit, gen, te-ai grăbit, că nu ești, te vezi, da, tu potrivit. Poate m-am grăbit, dar eu am explicat pe față. Eu, când am încercat cu ea, nu m-am dat la alte fete, am și spus clar. Da. Încercat să-mi... Oricum, ai și spus că trebuie să merg mai departe. Ai spus că nu ești genul care să stai după o femeie. Da, da. Asta e rolul emisiunii astea, nu? Da. Să găsim pe cineva. Și eu, dacă am văzut că nu mi acordă nimic, sau poate fata e mai așa, mai retrasă, nu știu, poate n-a spus imediat. Dar poate trebuie. Asta mi-a dat de înțeles. Și atunci ce să fac, nu ne. Da. Eu nu mă referam că mă dau eu mare că nu stau după nimeni. Nu e normal să stai și nici să îi tragi de cineva sau să insisti. Da. M-a plăcut să mă cer cu toată lumea. Deja nu m-am chef, și dacă mă provoacă, nu m-am chef să le mai răspund. Nu m-am chef să le mai răspund și vezi că orice zic, cam tot se interpretează aiurea pe aici. Așa, trebuie să te explici. Știi? Hai aici, că altfel îmi dai durere de cap, că mă uit așa peste cap. Tu trebuie să te explici, seniora. Pe eu mă explic, cum înseamnă. Păi de aia zic. Când cineva înțelege greșit, pirui! Urlă și da, explică. Vrei și tu ton. Da. Da? Stai că vin. Dar fă-l bine. Pirui! Da, pateu, vrei? Nioc, pateu, nioc. Ai pateu? Nu am. Ce haza. Doamne, dar cât mișto acum pentru un pateu. Trebuia să vă ziceți că vă aduceam la toate. Nu, tu mi-a rămas așa în minte chestia și cred că nu o să-mi iasă toată viața. Păi trebuia să te gândești. Și cum rămâne la pătrâne? De pateu tău să ne aduci tu, că noi avem bani de cumpărăm, nu trebuie să ne aduci tu pateu. Mă, Paula, dacă nu vor să mă dea, ce tot atâta faceți asta, e mișto. Dar ce te simți? Era de gestul. Da, a făcut mișto, e gestul ăla care e gest. Ea vrea o parte, dacă nu. Tot atâta mișto pentru un pateu. Nu face mișto, păi voi vă lăsați. Să trezi Paula. Și Paula. Gârciți la un pateu, vai, păi de da, capul meu. Dacă nu vreau să văd ea, asta e. Tu, da, mă, da, tu ai să faci diferența. Ai fost în România cu o zi în urmă. Tu gândești un pic ce spui?
Ce m-am gândit să-mi aduc pateu? Păi uite că eu m-am gândit că e pateu. Ce nu se găsește în Turcia? Dar ce să crezi? Că nu-mi trebuia mie pateu. Tot mi-era rău și i-a luat. Nici chiar ne-am șucă îmi pune pateu sau ce. Bine, și ți-a zis ceva. Data viitoare să fii. Și atâta har. În primul rând că a fost la pe el și a cerut voie, da? Mi-am lăsat că să iau apărare lui Andra. Andra, data viitoare să fii. Dar ce? Mă bag în ce vreau eu. Dacă două fete. Dar mai dacă nu vorbești. Chiar dacă eu țin cu ea. Data viitoare să fii mai atentă, că eu știu că e cascată. Dar nu, înțeleg ce atât am cu pateu. Era pe masă. Scoate asta. Era pe masă. Așa, uite cum se fac. Așa am făcut eu. Bine, dar... La conserve. Vrea cineva porc sau vită? Eu vreau să mănânc porc. Tu taci odată, Mariana. Păi ești ce era pe masă. Cascată, așa, ce cascată? Mariana! Jos, măi, femeie bună. Unde? Eram pe scaun, mi-era rău. Și eu vin să-mi fac conserve și era pateul ăla aici, înțelegi? Doamne, atât de ceram, nu m-a întrebat. Da. După mănici, da. Și e, nu, nici nu a întrebat, i-au pus mănă cristină. Vine Paula și tu zici, ia tu pe mână, ce faci, pă? Păi tu, dai o cutie, ai găsești aici pateul? Dacă ai 50 de euro, nu cred că găsești pateul în Turcia. Și dacă e rău, dacă e rău, nu, dar găsești pateul în România. Uite, dar puteți să spun un ceam. Aici nu mă zici, dacă e rău, bă, eu că n-am mai mâncat de atâta timp, nu mă zici. Ce crezi că am dulapul meu? Păi ba da, da. Nici măcar n-a cerut voie, direct s-a pus mâna. De asta, că știam că tot este aici, trebuie să spui. Auzi, când ai venit, trebuie să spui, ăsta e pateu. De aia trebuie să ai dulapul tău. Dar cum să ciocolata lui puneți mâna, dacă ea spunea să mă spui. Păi da, asta ai făcut, nu, dar ai făcut. Fă, ce faci? Eu ciocolata lui cu astea, fă. Fă, i-a spus eu, fă. Ai spus așa, fă. O zis, ce faci? Ce faci tu? Ce faci tu? Ce faci tu, o zis? Ce fă? Că ea nu vorbește cu fă. Data viitoare, cumpărăm cu comanit. În orice mod trebuie să spui frumos, uite, e pateu. Data trecută ne încercai pe dar și de pateu, cum să fie așa zgârcită în mâine? Doamne, ferește, pe urmă. Nu ne certăm, dar din ce tu ăla? Așa am zis. Aici îți dai seama. Aici îți dai seama de ce am zis. Eu tot sunt acolo că mă zis. Nu, tu, nu e a tău ăsta. Dar ele nu realizează, mă, dacă eu... Acum mi-am dat seama, ai pus-o pe masă? Nu am vrut să-ți arunc ce vreau, ce am vrut să le iau. Mai. Aici. Măi, ce din România? Mi-a adus Paula din România exact ce nu am mâncat de mult timp. Eu te întreb o chestie. Ții minte când odată aveai în bagajul tău pateu, tu de la tine ți l-ai luat, nu? De la Robert mi-a adus. Acum ea e vinovată că eu, tu ți-ai pus pe masă să mănânci mai târziu. Deci data viitoare, bagă-l pe sus. Dă tu, lasă-mă pe mine zgârcită și dă tu la cine vrei tu. Acum eu am corectat, i-am zis. Zic, Andra, de ce crezi că am dulapul meu? Bianca, tu ești câștigătoarea primului ediții, n-ai cum să faci așa. Dar termină cu câștigătoarea, că deja ai câștigătoare dacă să uită la un pateu, ce ai? Am văzut și ce dansă ai făcut ieri la Andy, mă, eu cred că ai lucrat înainte undeva. Ți-am spus da, în mașină când eu am făcut video, de eram între voi și să-ți cânta și să dansa să-mi ștești tagul, ca să nu mai fiu băgată o ala, da, să nu vadă lumea ceva de la voi. Paula, nu te pune pe mine! Stai pic, nu te pune pe mine! La Paula probabil îi place de none. Înțelegi? Nu pot să stau eu cu femeie care se p***e cu alții pe la televizor. Nu, nu te supăra, nu e de tine. Tu poți să faci ce vrei, viața ta. Eu nu am o relație cu nimeni, da? Pot să dansez cu cine vreau, pot să fac ce vreau, pot să iau în grădină pe cine vreau. Andra, Paula, ce ați avut de împărțit? Vreau să ascultăm ceva împreună. După care vreau să vă comunic ceva. Și e foarte serios. Am lăsat mesaj aseară, nu că ești foarte rău, să devin mai târziu, că am o problemă cu la mor. Și am înțeles că numai la 10 se deschide unul. De ce acum mă sunați la 8 dimineața? Nu pot să înțeleg. Eu am respect față de voi, aveți respect față de mine! Rușine să vă fie! Ieri am rămas super că nu există. Eu și ultima pâine din gură, dacă văd că ți-o trebuie, eu ți-o dau. Tu așa ești. Și dacă certată cu tine, sau dacă văd orice, tu nu există. Orice tu. Depinde două felii. Nu, da, tu.
Și mai ales că au văzut că mi-e rău. Dar nu că e rău, pe masă ne-am obișnuit. Și ce pe masă e... E și-a tău, și-a tău, și-a meu, și-a... Și înțelegi? Era vorba de ce? Ce faci tu? Fă sau tu? Oricum era același ton. Și pe care l-a spus. S-a pronunțat foarte... Da, mă plâng da. Sâmbătă că nu mai pot, că vreau acasă și... Eu mai repet odată. Deci eu ascundeam pe sus paharul, paia, staful când făcea curățenie, tot arunca. Eu trăiam de la hotel, fructe uscate, tot asta, el le arunca, zic. Ligi, hai că ți-am făcut și ție. Și farfurile încă nu le întorceam și aveam probleme. Hai la congres. Ea nu recunoaște. Hai la Pateu. Hai la congres. No, acum, Bianca, mi-a rămas toată viața. Cred că și când e zi în emisiune, mi-aduc aminte de Pateu, de chestia asta. Deci așa îmi rămâne mie. Îți dibile la cap și toată viața. Și când o să mergem în ceva aici, să zic, hai la Pateu. Când văd Pateu, văd Doamne, văd, dar ești disperată, frate. Așa e o să eu. Disperat cu Pateu ăla. De mine-ți, Virginia, tu ești, ai 50.000 de euro. Doamne. Paula, tu ce? Mi-am dat Paula, cum păi? Eu sunt, stai că spun cum sunt. Eu sunt urâtă. Bianca, n-am eu personal cu tine, dar pur și simplu nu rămas. Dar cum să păi, simte, dar n-a cerut voie, tu nu înțelegi românește. Vesic, dar faza e că nu-i vorba de nu înțeles românește. Ce-i pe masă, așa știu, la noi în Ardeal așa e, ce-i pe masă să mănâncă. De ce? Păi, dar da un pic, dacă ea ți-aduce ție, tu stai în Italia, de 20 ani stai în Italia. Dar n-am știut chestia asta, că e ceodat. Dar pur și simplu, nu spune asta. Ce-i faci tu? Băi, dacă vreau că punem la dreptul... Poți să te roșii și eu la fel. Andra, i-am zis ce vrei, i-am zis ce vrei. Dacă ele vorbesc, nu te mai vreau. Eu nu cred că așa e de interesant. Ce faci tu, e pateul meu. Bine, ce faci tu, făi, oricum l-ai spus pe tonul. Nu-i fă, nu-i fă, nu vorbesc. Dar ai spus pe tonul ăla, ce faci? Paula, ce nu frumos să mai te bagi, că vorbesc cu ea. Ce faci tu, nu vreau eu. Că nu înțeleg. Mă bag cum vreau eu. Ok, dar nu te băga. Să nu mă bag și eu pe tine. Da, băte. Tot să bagă ea. Samaritiana. Mă bag cum vreau eu. Tot să bagă ea, comentează. Caută-ți tu subiecte interesante. Avocata supremă. Normal, păi aș fi terminat școala oricum. Dreptul, draga mea. Aș putea să fiu avocată, să știi.